Che vedeva le foce? Integrale. Scelto nuovo ambidestre ceste primitiva o ne funzi ceste primitiva o ne funzi sau numai o lume de intervale poate să fie I, de zicem I interval sau fără o lume de intervale distincte sau o lume de intervale distincte vă spune că funcția vă spune că funcția e mare deci vă spune că funcția e mare definită pe intervalul I valorii mele este primitivă este primitivă a funcției f mic dacă odată f mare este derivatele pe I și că facem un derivat în punctul x oarecare din intervalul I, f mare derivat de x este egal cu f de x, pentru orice x aparține intervalul I. Deci aceste două condiții, dacă sunt îndeplinite, funcția f mare se numește primitiva funcției f. Și zicem, observație, se numește el mare, primitiva lui el, da, sau el mare, primitiva, el mare, primitiva. Sau F este primitivabilă. F este primitivabilă. Practic, operația de a calcula primitiva unei funcții este invers a operației de derivare. În sensul că la operația de derivare plec cu funcția f mare și o derivez și obțin funcția f mic, pe când la operația de a stabili primitiva, știu funcția f mic și prin diverse procedee voi căuta funcția f mare. Acest procedeu, de asta se spune de multe ori, f are primitivă sau f are proprietatea de a fi antiderivată. Deci f are antiderivată. Antiderivat, adică e un fel de operație invers sau operație derivare. Da? Și am pus să vedem exemple.
application 부탁드립니다. If application, 스탠스럽자, 이제 막, 이스피자, 이제 막, 막시면, 그래서 ACR, 0. 아, 또 싶으자마자, 풍차 F 말해. 근데 이제 또 때, F 월요일이야. F 말해, 이제 X 대신, 무슨 피해가 없으면 콘스트랍니까? 콘스트랍니 체. 시다, F 말해, 이제 X 대신 콘스트랍니 체. 즉, putem spune despre F mare. Odată, F, prin constantă, este derivabilă pe R. Și F mare derivat de X, când am să derivez constantă, să obțin 0 și am plus X. Da? Și pentru că este derivabil pe R și e derivabil de X egal cu 0 egal cu E de X, oricare ar fi X aparține de R, pot să spun că F este, constanta este primitiva funcției. F este primitiva lui. Da? Sau pot să consider, de exemplu, funcția F aplică R în R, de forma f de x este egal cu x, da? Și pot să iau o funcție f mare definită tot pe interval pe f ori în f, f mare de x, să zicem x pătrat supra 2, dar pot să mai iau și g care aplică el în f, g mare de x, a fiind x supra 2, x pătrat supra 2, plus 4, de exemplu. Ce putem spune despre funcția f mare? Funcția f mare, evident că este funcție derivabilă, pentru că avem funcția x pătrat, x mare este funcție elementară derivabilă, în părțile 2 este derivabilă. Atât, g este derivabilă. Deci, prima concluzie ar fi că f și g, f și g sunt derivabile. În plus, dacă facem f mare derivat de x, va fi x pătrat supra 2, totul derivat. Și la x pătrat derivat, care înseamnă 2x supra 2, se simplifică 2 cu 2 și vine x. Da? Hai cum, g derivat de x înseamnă x pătrat supra 2 plus 4, totul derivat. Și vine 2 supra 2 plus 4 derivat, care înseamnă 0 și nu mai scriem, 2 cu 2 se simplifică și la fel faceți. Adică și f și g sunt derivatele funcției f. Sunt derivate, sunt primitivele funcției f. Da? Deci rezultă f, g. Primitivele lui f. Practic, în momentul ăsta noi putem zice că aceste două primitive, dacă vedeți, ele diferă în constant. Și tocmai pe această proprietate vreau să insistăm în continuare. Și zicem punctul de aducție. Proprietatea ale primitivelor unei funcții. Zicem la punctul 2. Proprietățile ale primitivelor unei funcții. Este o consecință a lui, da? Zicem așa. Fie
definito un intervallo di da passa massima e un intervallo di un tempo quello che mi ha quando lì è stato già intervallo questa definizione è stata molto più rapida invece per un numero di intervallo di un tempo quando di qua c'è accesso al problema questo per un numero di intervallo. Punto 4. Dapper che si definisce per intervallo di colore lineare. Questo è un primitivo a punti. Questo è un primitivo a punti. Se avevo un passante c'è reale. Attunci. Dato che non funziona c'è di nuovo un passante c'è. Questo è tutto primitivo. Questo è tutto primitivo. Allora. Ricordo, o c'è primitivo arrivato con passante diviene primitivo. Se mai due motore, ma molto interessante. Se da qui è fun c'è due. Da qui è fun per due. Definito per un intervallo I con valore in R. Sunt primitive a riefni. Sunt primitive. Atunci există o constantă. Atunci există o constantă. Ce? Reală. Astfel încât F1 sau F2 să fie obținută din funcția F1 plus constanta C. Și să vedem de ce este așa. Prima dată, faptul că, la punctul 1, faptul că dacă trebuie o primitivă și avem cu constanta se obțină primitivă, e destul de clar. De ce? Hai să ne gândim. Prima dată, dacă facem G, ca fie funcția E plus C, da? Hai să zicem demonstrație. Și mai mult o puntă. Dacă luăm G definită pe I cu valoare linie. G, ca fie în funcția plus constant, da? Atunci, e clar că G este derivată. Da, pentru că avem o funcție derivabilă E și avem o constantă, se obține tot o funcție G derivabilă. Iar dacă facem G derivat în punctul X, ăsta va fi F derivat în punctul X plus constanta C. Și cum F derivat F fiind deja primitivă a funcției F mic, înseamnă că F derivat de X face F de X, constanta derivat de 0 și înseamnă că și G derivat de X este tot F de X și atunci, fiind derivabilă cu derivată F de X, în cele două de la azi, conform definiției, rezultă că G este primitiva lui F. Adică, G fiind primitiva lui F, orice primitivă plus constantă este tot primitivă. Adică, F plus C este primitivă. Da? La, și am arătat că, la punctul 1, că putem avea constante la o primitiv și obținem totul. Punctul 2 este să zice că orice altă primitivă se obține într-o primitivă dată plus constant. Deci nu pot ieși cu alte primitive față de o primitivă dată plus constant. Și atunci, hai să arătăm și punctul 2. Punctul 2 se bazează pe o consecință a teoremelor Lagrange, care zice că pe un interval, dacă derivata, dacă funcția este constantă, atunci derivata este nulă și invers. Dacă funcția derivată este nulă, atunci funcția este constantă.
Чуть-чуть мочила. Fie pentru punctul 2 al teoremei, fie până el 2. Două primitive definite pe cu valori n, repet, interval este important să spun. O să vedem un contraexemplu cum este interval. Primitive la funcție. Primitive. Aroie. Păi dacă e până și eu sunt primitive, eu sunt derivate, pe ele și eu până derivat, pe el pe derivat fac un țel. Da? Deci zicem așa. E până rezultă de aici. E până F2 derivabile. Conform definiției, da? F1 derivat de x egal cu F2 derivat de x și egal cu F de x. Atunci o să luăm o funcție h care va fi definită tot pe i cu valori în iar. H de x să fie F1 de x minus F2 de x. Păi dacă am definit această funcție, e clar că rezultă că H este derivabilă. Nu pentru că este diferența de o funcție derivabilă. Și dacă facem H derivat de X, H derivat de X, el vine F1 derivat de X minus F2 derivat de X. Adică rezultă că H derivat de X este F1 derivat, F1 fiind primitivul la F1 de X minus F mic de X. Adică rezultă că H derivat de X egal cu 0. Și H fiind derivabil pe interval, derivabil pe interval, conform consecinței lui Lagrange, rezultă că H de X egal cu o constantă. Și dacă este constantă, rezultă că F1 de X egal cu F2 de X plus constantă. Da? Adică, pe un interval, repet, pe un interval, întotdeauna două primitive diferite de o constantă. Aici acum să vedem de ce este important să fie acest interval. Și o să dăm un exemplu. Zice, exemplu. Dacă i este reuniune de intervale distincte. Dacă i este reuniune de intervale distincte. Atunci teorema nu mai este valabilă. Teorema nu este valabil. Deci dacă nu este interval. De ce? Pentru că însă și la Lagrange se aplică, se aplică pe interval. Da? Deci contrazicere la Lagrange. Nu este. Deci atunci teorema nu este valabilă. Da? Și să vedem imediat un exemplu. Faptul contra exemplu. Luăm funcția f definită pe r seluță, să zicem, cu valoare în iar. F de x, să zicem, funcția, nu, funcția, da, funcția x. F de x era pe x. Nu sunt pe interval, sunt pe rămâne de intervală, r seluță, în cazul nostru, divine, mine, se încline 0, reunit cu 0 plus infinitate.
사고 사스는 지금 뭐 그래서 하고 있어요. 이시하고 원페이스 아소스펀드 그래서 원페이스 și atunci să luăm, să vedem de ce primitivele nu diferă prin consonante. Hai să considerăm F mare, deci din tot F se învăță cu valoare în ea. No, minus 1 pe exploatat, minus 1 pe exploatat. Și F mare, deci din tot F se învăță cu valoare în ea, F mare de X, să zicem că este 1 pe X. Da? Să funcția f mare este derivabilă. Deci aici rezultă că f derivabilă pe restul lui. Și mai mult chiar, dacă facem f derivat de x, f este 1 pe x tot derivat și facem minus 1 pe x tot. Da? Înseamnă că f derivat de x este f(x). Pentru orice x în respect. Deci până aici, funcția f, pot să zic că este, rezultul de aici, că f este primitiva lui f. Este primitiva lui f mic. Da. Aici acum o să luăm funcția g, definită tot pe f soluție cu mărime. Însă, g de x să fie egal cu minus 1 pe x pătrat plus 1 dată x mai mic ca 0 și minus 1 pe x pătrat plus 2 dată x mai mare ca 0. Asta. Păi, nu mă interesează derivabilitatea în 0, tocmai pentru că l-am scos pe 0 în domeniul definitiv. Putem să zicem că g este derivabil pe minus infinit 0 și pe 0 infinit, pentru că sunt operații cu funcții elementare derivabile. Adică g este derivabilă, de fapt, pe f de 0. Și spuneam. Deci, g este derivabilă pe f soluție. Și pot să zic că dacă x, în cazul tău, dacă x mai mare ca 0, g derivat de x e nu, aici am greșit, scuzați. E 1 pe x plus 1. Și aici, 1 pe x plus 2. A. Deci dacă x mai mic ca 0, x mai mare ca 0, g derivat de x este 1 supra x plus 2, totul derivat. Și vine minus 1 pe x pătrat și vine f de x. A. Iar pentru cazul 2, când x mai mic ca 0, avem g derivat de x. La fel, 1 pe x plus 1, totul derivat, și face tot minus 1 pe x pătrat, și face f de x. Da? Deci în ambele cazuri, și când x mai mare ca 0, și când x mai mic ca 0, avem g derivat de x egal cu f de x. Da? Și dacă g derivat de x egal cu f de x, atunci, fiind și derivabilă, obțin că și g este primitivă al lui f mic. Și înseamnă că am funcție de el. Și g definite o dată 1 pe x și g va fi o dată 1 pe x plus 1 respectiv 1 pe x plus 2. Ce se observă? Eu nu vreau să mă leg cu o singură constantă, ca c, de funcție f de x. G de x nu este f de x plus o constantă. Nu este o constantă 1.
Așa ce înseamnă? Asta înseamnă că funcțiile de o amplitudine care nu sunt definite pe interval, ci sunt pe termenul de intervale, nu este obligatoriu să diferă printr-o constantă. Da. Nu are loc consecința lor asta dacă lipsește interval. Deci, de asta, nefiind interval, nu pot spune că nimic este, nu pot spune că primitivele diferă printr-o constantă. Deci, obligatoriu în definiție, obligatoriu trebuie să fim atenți ca să aplicăm pe interval. Da. Deci, funcțiile se diferă pe interval. Păi, bazându-ne pe această proprietate că, odată, că orice funcție, orice primitivă a unei funcții pe interval se obține din altă primitivă cu o constantă, putem întoarce la cele de integrală indefinită și să vedem la punctul 3. Ce este integrala indefinită? Și ce este integrala nedefinită? Au mai definiție. Care e următoarea felul acesta? Se pune semnul de integrală, integrală din f de x de x. Facind toate funcțiile f, cu proprietatea că f este primitiva funcției f mic, adică f definită pe x valor din f, primitiva alu etnic. Ele sunt mai multe. Da. Dacă I, să zicem că nu este interval, este reunul de interval. Această definiție rămâne și pentru reunul de interval. Zicem observație. Deci definiția este valabilă. Este valabilă. Și dacă I, și o să vedeți destul de exerciții în care I-ul acesta nu va fi interval, ci va fi la un interval de distinte. Și dacă I este reunune de interval distinte. De interval distinte. Deci, relația va fi reală și pentru că interval este. Acum, dacă este interval, eu pot să restrâng pe el. Pot să restrâng această mulțime în apă. Dar ce zicem? Am observație. Dacă el este interval, integralul de la f de x de x, o pot nota și în felul următor. Va fi o funcție primitivă plus o constantă care diferă. Unde f este o primitivă dată
e a questo primitivo data fa scegliere io una ra adică vedeți ce se întâmplă în această definiție, ce s-a schimbat aici. Primitiva era constantă de variabile, așa, erau mai multe primitive, ele erau toate într-o mulțime dată. Nu știa forma primitivă, de când nu face, că este interval, eu pot să trec o primitivă dată și să defin constantă. Adică această constantă este cea care va forma noile primitive pe când o primitivă dată. Pe când nu face, când este o linie intervală, primitivele mele nu mai diferă prin constantă, nu mă pot relega de o singură constantă. Și atunci, definiția noastră, pentru integralul indefinite, înseamnă această mulțime de primitive care, din păcate, nu mai pot regla de o primitivă dată la care se arunc constantă. Însă lucrurile se așează mai bine când i este interval. Și atunci pot să redefinesc această mulțime. Și mai facem o observație, în sensul că atâta vreme cât ele vor diferă, fi legate prin aceste constante, eu pot să definesc constantele pe când la funcțiile constante. De fapt, aici am o funcție dată și o funcție constantă care își primește diverse valori. Da? Și atunci, în felul acesta, eu pot să definesc o altă mulțime. Și zicem, notăm. Un fel de cerul așa, ca fiind toate funcțiile constante, toate funcțiile constante definite de pe intervalul cu valori nere, repet, aici trebuie să avem interval, unde c de x de fapt este constanta c. Și dacă notăm toate funcțiile constante pe i, putem zice că integrala nedefinită de f de x de x este funcția primitivă plus această mulțime a tuturor constante. Repet, aici e mulțime obținută din altă mulțime la care avem o primitivă. Deci așa trebuie să vedem integrala nedefinită. Adică, primitiva este funcție. De când integrala nedefinită este o mulțime. Este o mulțime formată dintr-o funcție plus o mulțime de constante. Și zicem această observație. Primitiva unei funcții. Primitiva unei funcții. Este o funcție. Deci primitiva unei funcții este o funcție și sublinia cuvântul acesta funcție. Iar integrala nedefinită, iar integrala nedefinită este o mulțime, o mulțime de funcții. De fapt, mulțimea tuturor primitivelor. Integrala nedefinită este o mulțime. Asta pentru că foarte mulți cred că integrala nedefinită este funcție. Nu, este o mulțime de funcții. O mulțime de funcții însă care are această constantă în timp. Nu o să mai notăm cu cerul această mulțime a constantelor, mai ales când o să începem să calculăm pe reuniuni de intervale de juncte, o să fie un cer, o să fie un cer 2 și încet acest cer de mână se transformă în cer 1 și cer 2 și începem să lucrăm cu asta. Dacă avem ca mulțim, voi puteți să colaborați adunarea două mulțimi. Nu prea se definește adunarea două mulțimi până acum, dar prin adunarea două mulțimi
Voi totuși puteți să faceți sumele, este o mulțime formată din sumele exclusive, unde X este mai și Y este din B. Cam asta vrea să zică adunarea două mulțimi. Mulțimea două mulțimi. Este mulțimea elementelor din A și din B. Deci nu e produs cartezian, pur și simplu sunt niște notații mai, mai simple pentru adunarea acestor constante. Atunci, da, dacă noi plecăm de la aceste notații, da, și facem și A, ori B, din produsul X, ori Y, tot așa, cu X, în A și Y, din B, bazându-ne pe această notație, putem trage cu niște concluzii legate de adunarea acestor mulțimi ca și constante, și de asta noi o să lucrăm altfel cu aceste mulțimi. Nu o mai să notăm cu C1, să notăm cu C1 și cu C2. Putem spune următoarele proprietăți, nu o să le demonstrăm acum. Dar, dacă adunăm aceste două mulțimi, să obținem tot aceeași mulțime, și dacă înmulțim aceste două mulțimi, să obținem aceeași mulțime. În plus, dacă înmulțim o constantă, alfa, diferită de 0, înmulțim mulțimea C, atunci, la fel, se obține aceeași mulțime. Nu o să mai facem demonstrațiile, ele sunt foarte interesante cu felul algebră, dar nu fac obiectul, să știu de mulțime. Asta pentru ca să vedem în timp de ce această mulțime dispare și apar ca niște constante C1 și C2. Aceste constante C1 și C2 ne va duce cu gândul că avem funcția R plus o constantă, dispare sensul de mulțime din C și apare noțiunea asta de constante C1 și C2 și lumea crede că integrarea definită este o funcție. Nimic mai e adevărat. Integrarea definită nu e mulțime. Dacă nu suntem atenți de prima dată că integrarea nedefinită este mulțime și nu e funcție, în timp când aceste mulțimi vor primi sensuri de constante, tot în aceste operații care am pus aici la proprietăți. Două constante adunate face tot mulțimea constantă, două constante mulțime face tot mulțimea constantă. Orice valoare alfa amulțită cu mulțimea constantă vine constantă, alfa fiind numele real de primul de 0. Dacă nu o transformăm într-un singur element 0. Și în această cauză, faptul că această mulțime constantă se va da la va dispare din imagine noțiunea de mulțime și apare greșeala aceasta ca să se încetrezi. Integrarea primitivă este funcție, dar integrarea definită este în continuare o mulțime. Da. Nu o să mai insistăm pe aceste sensuri. O să începem fișa de loc. Începem de acolo.